Domnule președinte, sigur, prin intermediul dumneavoastră, o mare bucurie pentru iubitorii fotbalului din Sălaș, pentru acești copii minunați să-i vadă la lucru pe Cosmin Contra, pe Miodrag Belodedi și pe Jean Vodoiu, să-l vadă în tribune pe Răzvan Burleanu, în Zalău, mai rar așa ceva. Ce puteți să ne spuneți despre acest meci de gală, care i-a unit pe toți aici? Sigur, și pe mine mă bucură chestia aceasta. Știți foarte bine, an de an, Clubul Viitorul Zalău a adus mari fotbaliști. Anul acesta a fost cu tot o altă surpriză, chiar pe această care vreau să mulțumesc președintelui Răzvan Burleanu și tuturor celor care au participat astăzi. Au făcut un sacrificiu să vii la o competiție de copii și juniori, să vii la un meci de deschidere. Eu zic că e un lucru benefic pentru toată lumea. Fotbalul, în primul rând, trebuie să câștige, iar acești copii au avut bucuria de a-l vedea și pe selecționerul României, Cosmin Contra, și pe mulți alți jucători, printre care Jean Vlădoiu, Miodrag Belodedic. Eu zic că este o chestie foarte bună pentru județul Sălaj. Eu sunt convins că în următorii ani și noi vom avea echipă, fiindcă știți foarte bine, degeaba avem copii dacă nu au continuitate la nivel mare. Asta vreau să te și întreb. Am văzut aici și spuma politică. Oare cumva i-a sensibilizat să vadă atâtea glorie ale fotbalului românesc și când veni vorba de o echipă de seniori, noi nu avem cu ce să ne leudăm? Sigur, felicitări și domnilor politicieni și oficialilor care au venit. Sigur, eu sunt convins că le place sportul. Sunt convins că dacă vom sta la masă, vom găsi soluții ca Sălajul să fie în fotbalul în care a fost cândva o echipă de Liga 2. Toate gloriile fotbalului românesc au lăudat această bază sportivă, care arată impecabil. Ce poți să ne spui de ea? E o muncă titanică, practic, aici, ca să arate așa cum o vedem acum. Ne bucură că cineva apreciază această bază. Eu zic că nu sunt multe cluburi la nivel de copii și juniori să aibă aceeași condiții cum are Clubul Viitorul Zalău și nu mă face decât să mă onoreze chestia aceasta. Mulțumim! Plăcere! Să-ți dau un ăsta, mă, pentru Mario. Bun, mulțumim, domnul președinte.